Da, bun găsit! O să vorbesc, desigur, în prima jumătate a emisiunii despre sentința de fond de astăzi de la Curtea de Apel București în acest dosar de așa zis șantaj RCS-RDS Trustul Intact. Fondul s-a judecat la Curtea de Apel. Sunt convins că știți cu toții sentința, ați aflat-o chiar de la știrile Antenei 3. Începând cu ora 15 s-a difuzat dispozitivul hotărârii, minuta aceea. Mi-am dat seama că foarte multă lume nu știe să citească. Unii nu știu să citească, alții încearcă să acrediteze falsuri, care n-au evident niciun fel de legătură cu hotărârea. Dacă n-ar fi lucrurile totuși dramatice, ar exista și ușoare motive de amuzament. Haideți să detaliem. Trei entități trimise în judecată au fost achitate. Adică, în pofida acuzațiilor procurorilor DNA conduși de doamna Laura Codruța Chioveși, al cărei iubit este director la trustul RCS-RDS și era și în momentul în care a început dosarul, trei entități au fost deci achitate. Antena 3 a fost achitată. Câte mizerii am citit despre Antena 3 în ultimii 3 ani, referitoare la așa zisul șantaj, doar pe baza acuzațiilor procurorilor DNA, care, ce să vezi, nu s-au confirmat. Așa a decis instanța. Nu-i așa? Voi lăsa la o parte cât voi putea punctele mele de vedere personale și voi prezenta strict datele. Și voi folosi retorica binomului. Deci, am suportat o uriașă cantitate de calomnii în ultimii 3 ani. Am fost făcuți în fel și chip pe baza acuzațiilor procurorilor DNA. Doar că astăzi a venit onorata instanță și a zis Antena 3 achitată. Propaganda binomului DNA-SRI, binom absolut ticălos, care viciază profund societatea românească și mersul corect și legitim al lucrurilor într-un stat de drept, propaganda, deci binomului ticăloșit DNA-SRI, a suferit, vă dați seama, să vezi Antena 3 achitată, fata aia săracă, eu mă uitam la B1 când s-a dat sentința, fata aia săracă era absolut disperată în studio, disperată, deci era toată lumea, toată propaganda aștepta sentința, să vină sentința. Cum spunea domnul procuror Papici în interviul dat revistei Kamikaze referindu-se la acest dosar? Sarea și piperul. Erau câteva lucruri care făceau sarea și piperul acestui dosar. Antena 3 era unul dintre ele. Sarea și piperul, nu? Domnul Papici, de la DNA, dânsul a instrumentat dosarul. Și a spus într-un interviu în revista Kamikaze. Bun. Și aia săraca de la B1, când a venit sentința, era absolut disperată. Zice, da, își cerea cumva scuze pe sistemul, stimați 5 băsiști cretinoizi care ne mai urmăriți. Ne cerem scuze, dar au fost achitați aia de la Antena 3. Deci era săraca, ce să fac, nu știu ce să fac, aș zice că nu au fost achitați, dar dacă au fost. După care propaganda, fiind absolut distrusă de faptul că Antena 3 a fost achitată, deci a fost găsită nevinovată de acuzațiile procurorilor DNA. Au încercat să măsluiască, desigur, realitatea. Ce face orice propagandă a binomului ticălos DNA-SRI? Și anume, zic că nu, Antena Group a fost totuși amendată. Sigur, Antena Group, conform acestei sentințe, a fost amendată. Și astfel au încercat să bage la grămadă Antena 3, că vezi, doamne, dacă e Antena Group, Antena 3 face parte din grup. Nu. Antena 3 este o entitate juridică perfect separată. Perfect separată de Antena Group. Antena 3 a fost achitată. N-a fost achitată doar Antena 3. A fost achitată și Intact Publishing, care nu face parte din Antena Group, și a fost achitat și cetățeanul statului român, Matiescu, pe care procurorii DNA vreau să-l bage la pușcărie. Pentru că, în viziunea procurorilor DNA, comisese niște lucruri îngrozitoare. Cetățeanul Matiescu. Dar a venit onorata instanță și a zis, e nevinovat. Păi și acuzațiile noastre nu se verifică. Sunt acuzații mincinoase.
Procurorii DNA conduși de Laura Codruța Chioveși, al cărei iubit e director la RCS RDS, au făcut la adresa Antenei 3, la adresa lui Intact Publishing și la adresa cetățeanului Matiescu, acuzații false, mincinoase. Așa a hotărât onorata instanță. Justiția. Și atunci există o adevărată isterie la propagandă, încearcă să acrediteze prin omisiune. Ei din dispozitivul hotărârii pur și simplu n-au mai publicat partea aia cu achitările. Au publicat doar partea cu condamnările. Astfel încât să rămână Antena Group, deci, și asumarea intrinsecă. Că deci și Antena 3. Nu. Pentru Antena 3 e o propoziție separată. Antena 3 este achitată. E simplu, dispozitiv hotărârea câteva propoziții, nu e nimic complicat. Sigur, mai există pentru propaganda asta și pentru jegoși, pentru viermii ăștia care se comportă abject pentru rasa umană, mai exista acolo, așa au înțeles ei, în dispozitivul hotărârii, care este una crâncenă, hotărârea. Dar găsiseră ei acolo încă un motiv de bucurie. Nu o să spun care. Nu vreau să spun care. Nici nu vreau să-i luminez. Dar mai era acolo, au zis. Au zis ei. Nu știu să citească. Pentru cineva care a învățat să citească și citește cu minimă atenție dispozitivul hotărârii, acel pe care îl slobozesc viermii ăștia, de satisfacție, îngheață. Își dau seama că nu e niciun motiv de satisfacție pentru ei. Nu vreau să spun despre ce e vorba. Că nu vreau. Dar vă spun că vor avea surpriza vieții lor. Adică, wow! Exact. Wow! Să ținem minte emisiunea asta, pentru că, vedeți, important este în viață să știi să citești și să pricep dracului ce citești, mai ales că nu e vorba despre ecuații diferențiale sau despre chirurgie pe creier. E vorba despre o minută a unei hotărâri. Nu e o chestie de savanți. Nu e pentru premiul Nobel. E treabă un text simplu, ăsta al minutei. Dar fiind ăștia de la propagandă sunt îndoctrinați de propria lor propagandă. Știți? Sunt ca aia, ca dealerii de droguri care își consumă marfa. Ce e asta? E, atâta pot ei. Deci să ținem minte această emisiune. Deci important în viață este să știi să citești, să înțelegi dracului ce citești și să vezi, cum ar spune americanii care ne-au făcut scut la deveselu, the bigger picture. Propaganda, jubilând astăzi pe un motiv stupid, pentru că au înțeles greșit ce au citit, vor avea surpriza vieții lor. Bun. Mai departe, acest dosar v-a prezentat Mihai Gâdea, sigur, are la dispoziție mult mai mult timp, v-a reamintit Mihai Gâdea cum a debutat acest dosar. Acest dosar nici măcar nu este pe ceva inventat, este pe ceva fabricat. Procurorii DNA au fabricat, pur și simplu, această faptă. Adică l-au trăinuit, l-au antrenat pe Bendei de la RCS RDS să spună lucruri care să apară după aia pe interceptări, care la rândul lor ați văzut în emisiune, conform raportului INEC, sunt trunchiate și montate. Ceea ce, mă rog, dacă am fi un stat de drept, ar fi inadmisibil. Noi nu suntem un stat de drept. Suntem un stat securist. Asta e. Dar revenind, deci ei l-au antrenat pe Bendei să spună lucruri pe interceptări, cum ar fi mi-e frică, spus obsesiv, compulsiv, ostentativ. Pentru că dacă, sigur, știm să citim și ne uităm în codul penal la infracțiunea de șantaj, o componentă absolut necesară, aproape și suficientă, dar absolut necesară, este starea de teamă pe care să o resimtă subiectul. E o chestie absolut subiectivă, adică și v-a fost teamă. Da! Nu se poate verifica obiectiv starea de teamă. Și atunci el tot spunea, mi-e teamă, dar mi-e frică. Bună ziua, să ne așezăm la negociere. Dar mi-e frică de negociere. O dată, de două ori, de trei ori. Ați văzut cum era trăinuit chiar în timp ce se ducea la întâlnirea cu Sorin Alexandrescu, era trăinuit Bendei prin SMS-uri.
de către procurorii DNA, pentru că el s-a interceptat pe sine fiind cu tehnică de la DNA pe el când primea SMS-urile. Secvențele sunt absolut dumnezeiești. Ok, deci acest dosar sigur că este o mizerie. El, repet, nici măcar nu este pe o faptă inventată, este pe o faptă fabricată, ceea ce este mult, mult mai grav. Sigur, o să vedem ce se va întâmpla la apel. Sunt multe lucruri care cred eu că ar trebui și pe bază de evidențe, de probe reconsiderate. Dar comentăm ce avem. Astăzi, stimați cetățeni, DNA-ul în lupta sa obsesivă și murșavă și murdară cu Antena 3 a înregistrat fără doar și poate un eșec major. Ei au acuzat, ei, procurorii DNA în frunte cu doamna Laura Codruța Chiove, și au acuzat Antena 3 de multe, multe lucruri rele. A venit o altă instanță și a spus, nevinovați. Vă puneți, vă rog, un pic, așa, pentru de dragul discuției, vă puneți un pic în pielea noastră, să fiți un pic în locul nostru. Gândiți-vă să fiți în locul domnului Matiescu de la Intact Publishing, persoană fizică, da, care a fost astăzi achitată. Nevinovat. Gândiți-vă că timp de 3 ani să stai cu o secură deasupra capului, securea aceasta hidoasă și atotputernică până de curând, DNA, să stai așa cu securea deasupra capului și să te confrunți în fiecare zi a vieții tale cu o tonă de dejecții slobozite către tine de propaganda binomului, tu fiind totuși un simplu cetățean al acestei țări, care n-ai făcut nimic greșit. Doar, iată, a zis și instanța, nevinovat. Deci tu știi că ești nevinovat. Dar DNA-ul vrea să te facă și să te bage la închisoare, te acuză de niște lucruri rele, care după aia sunt vărsate în cap în fiecare zi de un uriaș aparat de propagandă. Cum vi se pare asta? Cum vi se pare asta? Este îngrozitor, vă asigur. Deci astăzi DNA-ul a înregistrat un eșec major în lupta cu Antena 3. Ei voiau să închidă emisia Antenei 3 timp de 3 luni. Vreau să dea amendă penală Antenei 3. Asta vreau procurorii. A venit onorata instanță și a zis nevinovați. Eu, vă observați ce siglă e aici. Asta. Antena 3. Eu apar la Antena 3. Uite, Antena 3, ce siglă e aici. Eu aștept scuze de la doamna Chioveș. Cetățene, Mircea Radu Badea, eu, cetățean ca Laura Codruța Chioveș, îți cer scuze pentru mizeriile prin care te-am făcut să treci timp de 3 ani, tu fiind nevinovat. Eu nu o să-i accept scuzele, desigur. Da, așa mi s-ar părea corect, nu? Să-și ceară scuze, doamna Codruța Chioveș. A făcut acuzații nefondate. Nu o să consumăm toată emisiunea cu asta. Vă reamintesc însă un singur lucru care este dărâmător. Un politician, am spus-o și pe pasă, o reiau și acum. Un politician, dacă un politician ar fi fost în locul doamnei, nu, invers. Dacă doamna Chioveș ar fi fost politician, să zicem că ar fi fost ministru în guvern și ar fi persecutat o companie, din postura de ministru, ar fi persecutat o companie doar pentru că iubitul ei era la pușcărie. Dânsa nu e la pușcărie. Dânsa este procuror șef al DNA și mai nou dă interviuri zilnice încercând să influențeze decizia Curții Constituționale, lucru care mi se pare absolut sinistru într-un stat de drept, nu? Ia, hai să vă spun eu ceva absolut îngrozitor. Și nu că vă spun eu, vă prezint niște date foarte pe scurt, după care vorbim despre interviul de azi al doamnei Chioveș. Dosarul RCSRD, ce s-a întâmplat? RCSRD s-a dus la o licitație organizată de Liga lui Mitică pentru câștigarea drepturilor de difuzare a meciurilor de fotbal. A câștigat licitația. RCSRD. Licitație organizată de Liga lui Mitică. După asta, RCSRD
îi dă niște milioane de euro lui Mitică Dragomir ca să-și facă publicitate în salonul lui de nunți. Adică suspiciune absolut rezonabilă. De mită. Există un dosar la, atenție, sesizarea gărzii financiare. Deci există un dosar. Bun. Doamna Chioveși, ieri, dă un comunicat, de fapt, trimite la emisiunea mea un drept la replică, în care spune că dosarul RCS-RDS Mitică Dragomir, mită, acel dosar, nu este închis, este în cercetare. Deci dosarul RCS-RDS, deci din 2013, ieși ăla. Și atunci au fost amândouă, că sunt cumva interconectate cumva. Adică și ăsta cu trustul intact și ăla sunt cumva... Bun. Nu mai stau să detaliez acum. Deci tot din 2013. Deci dosarul RCS-RDS Mitică Dragomir din 2013 încă se cercetează. În dosarul RCS-RDS trustul intact s-a terminat judecata la fond. Deja. Deci dosarul RCS-RDS care ar putea fi vinovat de dare de mită. Nu că nu a fost, nu că nu s-a terminat judecata la fond, nu a fost trimis în judecată, încă se cercetează. Noi am terminat deja judecata la fond. Vă reamintesc un element esențial. Iubitul doamnei Chioveși e director la RCS-RDS. Eu vă întreb, dacă doamna Chioveși ar fi fost politician, era la pușcărie, răspund, da. Da! Și de asemenea, foarte pe scurt, 3 aprilie 2013, Victor Ponta, ministru interimar la justiție, o propune pe doamna Chioveși public, șef la DNA. Pe 24 aprilie, dosarul RCS-RDS trustul intact vine la DNA, pe 24 aprilie 2013. Pe 15 mai 2013, Traian Băsescu, președintele de atunci al României, semnează decretul de numire a Laurei Codruța Chioveși în funcția de șef al DNA. Pe 30 mai 2013, Sorin Alexandrescu este săltat de pe stradă și întemnițat. Eliberat ulterior de un complet de 3 judecători care au considerat absolut firesc că reținerea sa nu are niciun fel de rost legal. Niciun fel de rost. Și este eliberat. Lucrurile, de fapt, sunt extrem de clare. Atât de clare, atât de îngrozitor, atât de hidos de clare. Și acum să trecem mai departe. Vreau să repet totuși. Dragi propagandiști jegoși și viermănoși, nu știți să citiți. Mai citiți odată sau nu dispozitivul hotărârii de astăzi. Nu este deloc așa cum credeți voi. Deloc. O să aveți surpriza vieții voastre. Și acum trecem mai departe.